Scandalurile privind abuzurile și hărțuirile sexuale reclamate anonim de studenți, dar blocate în mai toate universitățile din România, l-au determinat pe premierul Marcel Ciolacu să intervină. Într-o declarație pentru edupedu.ro, acesta a anunțat că modifică radical legislația ce reglementează sesizările anonime printr-o hotărâre de guvern elaborată de Ministerul Educației și aprobată de șeful executivului. O să fac un grup de lucru cu Ministerul Justiției, cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Muncii, fiindcă ei fac anchetele disciplinare și, bineînțeles, cu Ministerul Educației. Ce vreau să modific? Petițiile anonime care sunt depuse pentru fapte prevăzute în codul penal să fie trimise mai departe către parchete și către poliție și să fie acceptate, exact ca în cazul avertizorului de integritate, pentru că se referă la fapte de corupție. Eu, în schimb, nu vreau să limitez această modificare doar la educație. Vreau să se aplice la toate domeniile. Creez cadrul legal ca astfel de cazuri să fie sesizate imediat. De aceea am băgat și Ministerul de Interne și Ministerul de Justiție în grupul de lucru ca să fie o regulă de lucru foarte rapidă. Nu să faci acum o petiție și să aflu peste 6 luni ceva. Au prioritate cele care sunt penale. Noi avem hărțuirea sexuală în codul penal, a declarat pentru edupedu.ro premierul Ciolacu. În acest moment, universitățile sunt blocate să folosească un instrument cheie pentru raportarea abuzurilor, chiar printr-o hotărâre a guvernului Ciolacu, elaborată de Ministerul Ligiei Deca, anume cea referitoare la codul cadru de etică și deontologie universitară. Acesta a scos efectiv în afara legii din această primăvară analiza sesizărilor anonime la comisiile de etică ale instituțiilor de învățământ superior, mai scriu cei de la edupedu.ro.